Efratisto, Mr. President, și vă salut, Mr. Comisar. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă o parte însemnată a economiei Uniunii Europene. Este ca urmare firesc să ne asigurăm că legislația nu îngreunează, ba dimpotrivă, ajută la menținerea pe piață și dezvoltarea acestor actori economici foarte importanți. Este îngrijorător însă faptul că în Europa un număr mare de IMM-uri se închid în mai puțin de un an de zile de la înființare. Legislație greoaie, lipsa personalului specializat în probleme juridice, accesul împovărător la finanțare, controlele extrem de dure în anumite state membre și trebuie să recunoaștem pe alocuri corupția aparatului de stat. Sunt factori decisivi în eșecul micro-întreprinderilor. Nu trebuie uitat că până și fondurile europene sunt inaccesibile IMM-urilor în diferite state membre, din cauza unor indicatori imposibili de îndeplinit în anumite zone sau din cauza procedurilor foarte greoaie de aplicare și implementare. Este așadar necesar un studiu care să ne arate clar care sunt motivele care duc cel mai des la falimentul start-up-urilor și care sunt modalitățile prin care acestea pot fi ajutate. Nu în ultimul rând, mi-aș dori, domnule comisar, să ne asigurăm că legislația europeană îmbunătățită este rapid implementată în statele membre, respectând litera, dar mai ales spiritul legislației. Vă mulțumesc!